Sunt pe malul râului Bâc, care vine din lacul de la Ghidighici. Aici mă aflu în preajma închisorilor de la Pruncu, numărul 9 și 16. Râul miroase și arată ca o latrină. Cum arată apele reziduale înainte să intre în stația de epurare? Nu știu ce ne poluează așa, orășelul Vatra sau închisoarea. Oleg, de ce faci ceva ilegal sau rușinos? Dacă tăișeai, n-ai fi ajuns vedetă, dar așa o să te bagi în seamă toată lumea. Și dacă nu era destul de poluat râul până aici, ia uitați-vă cât de poluat va ieși el din gunoi ăștia asta. Aici e închisoarea. Asta e un afluent al Bâcului cu apă cristalină. Și când intră acolo un Bâc, gata, se diluează, ca să zic așa, se murdărește, se poluează. Și aici e calea ferată, care leagă Chișinău de Călăraș, Strășeni, Ungheni, Iași. Acolo avem o stație de betoane sau de asfalt. Nu știu exact ce-i, dar face fum urât. Am filmat și am transmis în direct mai devreme. Dar aici avem o gunoiște. Nu știu cine aduce gunoi aici. Orășelul Ghidighici sau satul Grătiești sau orășelul Vatra. Dar se pare că se aduce în mod constant, în mod curent și nu doar deșeuri de șantier, dar orice fel de deșeuri. Vedem pungi cu gunoi și acolo la orizont e Chișinău, la 2-3 km sunt buiucanii Chișinăului. Pentru ce mai întreținem cu milioane din buget public inspecție ecologică? Ce fac comisarii cei de mediu dacă nu persecută așa ceva, nu opresc, nu pedepsesc? Ia uitați-vă ce e aici. Și iese și fum, cum v-am zis. Care fum se duce peste închisoare, unde sunt oameni privați de libertate și oameni angajați ai Ministerului Justiției, care își petrec aici bună parte din viață. Ei de ce sunt pedepsiți să inhaleze fumul și praful ăsta? Nu mai spun ce miros vine de la gunoiște. Și mirosul ăsta deseori duce spre oraș, spre Buiucani sau spre Poșta Veche încoace, Petricani. Cineva a venit și aduni cartoane și metal de la gunoi. Sanitarii gunoiștilor, de ce n-am face asta în mod curent și organizat? De ce n-am reciclat deșeurile? De ce nu le-am separat chiar de acasă, din oraș? Și acolo văd o altă gunoiște. Acolo e drumul național spre Strășeni. Aici e târgul de mașini și acolo e închisoarea. Și uitați-vă ce fum face și colb face stația asta de asfalt și de betoane. Sau ce o fi făcând ei aici? Fărâmițează piatra. O să ne trezim îngropați în gunoaie într-o bună zi și o să ne pară rău că nu ne-am trezit la timp. Gunoiște asta de lângă Pruncu, Vatra, Ghidighici se aduc nu numai deșeuri de șantier, dar tot felul de deșeuri menajere și asta trebuie oprit.
Asta nu-i gunoi, este adecvată. Asta e sursă de infecție și de poluare. În coasta Chișinăului sunt 10 de astfel de gunoiști. Chiar aici la orizont înspre Vatra și Trușeni se mai vede una. Dar pe ce eu știam de mulți ani. Despre asta n-am știut până acum. Și iată, o descoper stupefiat și revoltat. Nu știu dacă se vede norul ăsta de fum, dar eu îl și miros. După miros îmi dau seama că aici e o stație de asfalt, uzină, fabrică, ce-o fi ea. Produce asfalt și ies fum din toate coșurile și vântul bate când înspre Chișinău, când încoace înspre Pruncul, când îl duce în direcție inversă spre Vatra și Ghidighici, suburbii ale Chișinăului. Dar primii care au de suferit sunt oamenii de aici, din închisoare, din penitenciare. Sunt cel puțin două închisori aici, 16 și 9. Una dintre ele e închisoare spital. Stau aici deținuți și deținute cu sănătate precară. Și simt fumul ăsta, praful de aici, îl simt imediat. Chiar dacă au gratii la geam, dar le intră în plămâni și lor și gardienilor. Și gardienilor, că sunt și femei angajate în sistemul penitenciar. E necesar să facă asfalt, că drumuri ne trebuie. Dar ar trebui să se gândească și la sănătatea noastră. Pentru că fumul ăsta și praful ne intră în plămâni, ne afectează organele interne, ochii. Și după aceea degeaba avem drumuri bune dacă nu vedem să călcăm pe ele sau nu mai putem de durere. Turnuri de la închisoare, uitați-vă ce nor de praf se vede deasupra buicanelor. Acolo e strada Deleanu, probabil, ceva de felul ăsta, la buicani. Tot praful și fumul vine de aici, de la asfalt. Nu mai spun că închisoarea asta îmi pare că nu era acordată la sistemul de canalizare al capitalei și toate excrementele, toate apele reziduale de aici scurg iată în râulețul ăsta, afluent al Bâcului, și după aceea ajung în Nistru și în Marea Neagră. Deci, decât să investească atâta în asfalt, beton, ar trebui să se gândească și la sănătatea noastră și a voastră, să facă și sistem de canalizare și stații de epurare și la Chișinău și în suburbii. Aproape toate suburbiile sunt fără stații de epurare, dar au apă curentă în robinete și apa aceea din robinete în cantități foarte mari, cu detergenți, cu tot felul de alte chimicale, ajunge în apele de suprafață. Și după aceea în fântâni, în izvoare, în râuri din care se practică irigare, legumele, fructele după aceea ajung pe mesele noastre ale chișinăuienilor, iar în capitală locuiește aproape jumătate din populația Republicii Moldova.